ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiunea Viață în Armonie, tot în cadrul în care v-am obișnuit, aici la magazinul Decora Design și, bineînțeles, cu cine altcineva decât cu prietena noastră de suflet, Georgiana Vasilescu. Bine ai revenit, Georgiana! Bine te-am regăsit, Gina! Iată-ne din nou astăzi la o emisiune din toamnă, în toamnă, când toamna se numără bobocii, când toamna melancolică ne face să ne gândim ce am făcut anul acesta, cum am ajuns noi să încheiem fluxul de vară, când iată că trece și toamna cu și ca și, știi, nemai având decât două anotimpuri, aceste primăvara și toamna, mie cel puțin mi se par atât de importante, dar au devenit atât de scurte încât nici nu le mai simți. Nu mai ai timp să le vezi, nu mai ai timp să le trăiești, nu mai ai timp să le dai importanța și intensitatea de care omul ar trebui să le aibă în momentul în care vin aceste două anotimpuri. Cum percep tu natura acum? Știi ce mi se pare interesant, Gina? Că în drum spre de dimineață, când am plecat din Iași, în drum spre tine, eu trâncă în mașină, vorbesc cu mine, cu Dumnezeu, vorbesc la public. Așa. Și, practic, îmi place să ventilez așa idei, mai vorbesc cu sufletul meu, îi mai răspund, îi mai... Și exact asupra acestei teme meditam, asupra anotimpurilor. Meditând eu așa asupra anotimpurilor și încercând să caut așa la nivel subtil să văd care e energia anotimpurilor, dacă omul ar fi într-o unitate cu curgerea aceasta a timpului, el ar putea să-și gestioneze energia lucrând cu energia universului, lucrând cu energia naturii. De exemplu, dacă stăm să ne gândim, primăvara este sentimentul renașterii, al noilor începuturi, al prospețimii, totul înverzește, înflorește, înmugurește, se pregătește pentru roade. Deci este un moment benefic pentru noi să începem lucruri, să acționăm, să ne trezim la viață, să simțim viața, să curgem cu această energie a primăverii, să zumzăim, să fim activi, să facem exact ceea ce face și natura, să scoatem capul ca ghioceii din pământ, să îndrăznim. Apoi urmează vara, care vine și ne învață, ne aduce energia specifică verii, da? Vara ce face? Vara, soarele strălucește la punctul maxim, deci este momentul din an în care noi putem să strălucim. Este, iată, și jumătatea anului care pică în timpul verii. Deci tot ce am plantat ca semințe, ca activitate, ca acțiuni, ca proiecte, în timpul verii încep roadele, dar este partea asta de strălucire, de radianță, de chiar și de vacanță, poate de odihnă, după care vine toamna cu energia ei. Și energia toamnei este și ea diferită. Eu cred că în niciunul dintre anotimpuri nu există mai multe culori ca toamna. Poate că există primăvara în care înfloresc toate, dar toamna are și ea magia ei. Ploaia are magia ei, ceața are magia ei. Eu, de exemplu, când eram copil, nu suportam că venea frigul și mă zburleam așa și nu-mi plăcea să am multe haine pe mine. Și pe măsură ce am crescut, am vrut să-mi recadrez experiența asta interioară, am vrut să schimb și am vrut să găsesc frumosul și în frig, și în ploaie, și în umezeală, ai și reușit, în ceață. Ai reușit, eu nu. Am reușit și vai cât de frumos este. Deci, dacă poți să te uiți la picăturile de ploaie cum alunecă pe geam sau pe parbriz când conduci, la un pic frigul ăla care parcă te trezește la viață, te face, se urlește pielea așa, devii parcă deodată, devii vie, simți,
simți parcă atingerea la piele, ceața care parcă învoluie tot într-un mister, așa ca într-o poveste, ca într-o lume miraculoasă. Deci fiecare anotimp are energia și frumusețea lui. Iar iarna, da, animalele ce fac? Hibernează iarna. Este energia în care sufletul trebuie adus în tihnă, trebuie făcut o recapitulare a vieții, a anului care tocmai se încheie. Este o perioadă în care se așterne pacea și liniștea, da? Precum zăpada, așa. Și vine miracolul Crăciunului. Și vine miracolul Crăciunului care ce face? Ne conectează și mai mult la divin, la Dumnezeu. Deci iată că fiecare anotimp își aduce darul lui și poate ar fi bine să ținem cont de curgerea asta a timpului, așa cum a fost ea rânduită. Când omul este conștient că cele patru anotimpuri, așa cum scrie în Biblie, fiecare, Iisus spune, fiecare timp veți vedea după cum evoluează natura, atunci veți vedea fiecare moment în parte ce timp vine. Dacă eu mă uit în... Pentru că noi suntem aici la munte și pădurea ne înconjoară peste tot. Și ce frumos și e. Ce frumos este. Eu mă uit la pădure și spun, Doamne, atât de frumos pictezi Tu, cum nu există alt pictor pe fața pământului, să exprime atâta explozie de culoare și varietate de culori. Și de forme. Și de forme, dar mai mult de culori, pentru că mă uit la pădure și văd câte nuanțe de cum sunt primăvara, mai puține, dar deosebite nuanțele de verde. Aici încep galben, ruginiu, amestecat cu verde, arămiu. Nu am atâtea cuvinte, dar este nemaipomenit de plăcut să te uiți și ce îmi plăcea mie, îmi plăcea foarte tare, acum nu mai avem atât de mulți copaci pe strada Ștefan cel Mare, era o stradă plină cu castani. Iar toamna, în momentul în care cădeau frunzele, mergeam și călcam și auzeam cum pocnesc frunzele sub pașii noștri și cea mai mare bucurie era când ne băteam cu frunze. Sau când le dădeam foc, eu așa făceam, am locuit la casă, la curte, în București, tot într-o zonă unde erau foarte mulți castani. Bine, pe lângă faptul că culegeam castane, vedeam cu ghiozdanul plin, dar mirosul toamnei pentru mine era mirosul de frunze arse, pentru că fiecare trebuia să-și măture în fața curții și strângeam așa morman de frunze căzute și seara dădeam foc, era bucuria noastră ca și copii. E minunat toamna, pentru că iată, toamna se culeg și fructele și roadele de peste an, și... nu întâmplător, trebuie să vedem care sunt roadele vieții noastre, ale noastre, ale aici anului respectiv. Aici am vrut să ajung. Noi avem atâtea lucruri de făcut într-o viață, dar fiecare an are rostul lui în viața noastră. Fiecare zi are frumusețea ei și nu se mai întoarce niciodată. Este, adică poate poți recupera totul, dar timpul și viața nu poți recupera. Tot ceea ce trece nu mai poți recupera. Unii spun că e bine să trăiești în aici și acum, să nu trăim în trecut, pentru că ne modifică, ne stagnează practic viitorul. Bineînțeles că ziua de mâine, dacă vrea Dumnezeu, va fi oricum, dacă vrea Dumnezeu și ne este dată. Dar depinde foarte mult de ziua de astăzi, cum o avem pe cea de mâine. Și probabil că ăsta este și motivul pentru care foarte mulți spun trăiește acum și aici. Dă importanță și energie momentului pe care îl trăiești în momentul acesta. În emisiunea trecută, și nu vreau să rămânem datori telespectatorilor, era vorba de o tematică, niște trepte, despre niște etape. Pașii de lucru cu sine. Haideți să ne mai amintim, am mai discutat într-o emisiune mult mai în urmă de lucrul acesta și aș vrea, pentru că e foarte important, tot ținând cont acum și de gândindu-ne ce am făcut, hai să vedem, să tragem linie, să culegem roadele, hai să vedem dacă am făcut așa cum e bine să facem, să mergem pe acești pași. Și dacă n-am făcut, ce putem face? Evident. Și asta e important. Da, o să menționez, adică o să explic aceste etape de lucru cu sine, pașii pe care putem face pentru a schimba ceea ce ne aduce în viață
roadele pe care le avem în viață, dar înainte aș vrea să fac o mențiune, o clarificare, pentru că tu ai menționat, ai vorbit despre trecut, despre regretarea trecutului. Regretul trecutului la nivel subtil arată ca o agresivitate asupra timpului. Deci oamenii care își regretă trecutul sau care nu pot accepta trecutul sau care nu pot accepta că au trăit anumite situații de viață, anumite experiențe, în plan subtil acest regret puternic asupra trecutului este o agresivitate asupra timpului. Timpul este în sine o structură de câmp și este o lege prin care Dumnezeu guvernează această lume pe care noi o experimentăm în planul fizic. Deci orice agresivitate asupra timpului se transformă într-o agresivitate asupra întregului, timpul guvernând și el lumea. Mai există o agresivitate asupra timpului care se referă la viitor și aceasta arată sub forma fricii față de viitor, a neîncrederii față de viitor, a temerilor legate de viitor, grijile față de viitor. Deci, atât oamenii care trăiesc aceste, poate în mod conștient sau inconștient, pentru că omul poate să aibă această frică legată de viitor și de care să nu fie conștient. Adică să nu fie neapărat un gând care îl gândește în fie, pe care îl gândește în fiecare zi. Dar la nivel subconștient, în subconștient poate să arate ca o stare de anxietate, ca o stare de teamă, ca o lipsă de speranță față de viitor, față de faptul că o situație se poate îmbunătăți sau o boală se poate vindeca. Deci oamenii care trăiesc această stare interioară de anxietate, de frică, de teamă, de griji față de viitor, la nivel subtil arată tot ca o agresivitate asupra timpului. Și asta se transformă ulterior în boli sau în neplăceri. Deci mare atenție cei care regretă trecutul și cei care se tem de viitor. În general apar și probleme de sănătate. Teama de viitor este reprezentată de genunchi, dureri în genunchi sau în articulații, neputința de a mai merge, de a mai păși în viitor. Așa se regăsește la nivel fizic această teamă. Și regretele față de trecut, în general, de exemplu, cancerul este o boală care ține de neacceptarea trecutului sau de regretul față de trecut. Asta vorbim de boli grave, dar există și boli mai puțin grave. Asta vis-a-vis de timp și de anotimp, că am început emisiunea cu această tematică. Nici problemă, avem o muscă, dar... Da, e... Este un test pentru nivelul nostru de orgoliu. Lazarev, că facem o paranteză, acum era la un seminar și în timp ce vorbea tot venea o muscă și se așeza pe nas și tot dădea să alunge musca aia și el s-a oprit un pic, a conștientizat că dacă a apărut musca respectivă înseamnă că nivelul lui de orgoliu a crescut subit și s-a măsurat și și-a dat seama că în momentul în care a intrat în sală a avut anumite gânduri legate de audiență și anumite niște lucruri l-au deranjat, a manifestat orgoliu și atunci musca a venit ca factor corector și l-a umilit, că na, îți dai seama, vorbitor într-o sală mare, vine o muscă, ți se așează pe nas, e ca umilință, ca umilirea orgoliului. Așa că în momentul în care și-a corectat, s-a căit instantaneu pentru gândurile pe care l-a avut și musca a plecat. Acum e posibil ca musca să nu ne mai deranjeze și a făcut și a îndeplinit misiunea. Sper să nu ne mai deranjeze. Asta, apropo, dacă aveți albine care vă înțeapă sau insecte care vă deranjează, în general insectele sunt tot legate de nivelul de orgoliu. Furnici, de exemplu, acum o săptămână când am venit la Piatra Neamț, de fapt, nu mai știu, când venisem cu părintele Robert și prietena mea Irina, traducătoarea lui Lazarev, a rămas la asta la mine și a văzut colonie de furnici. Deci mergeau furnicile ca la ele acasă, la mine în apartament și se plimbau dintr-o cameră în alta și m-a întrebat, dar tu știi că ai furnici în casă? Zic eu, da, știu că am. Zice, păi și nu faci nimic, nu iei măsuri? Zic că nu iau nicio măsură, că furnicile alea cum au ajuns în apartamentul ăsta, așa își găsesc și calea de ieșire. Zic că au o treabă pe aici, după ce își termină treaba, pleacă. Și știi nu ce, m-am, apropo, știi ce se spune din abundență. Popor? Nu știu că înseamnă. Din câte știu eu, când apar furnicile, te muți.
Da? Așa știu. Deși eu la mine am în fiecare an furnici și nu m-am mai mutat. Cine știe, poate. Eu le văd ca niște ființe foarte... apreciez foarte mult furnicile, adică unitatea lor, energia lor, spiritul unității și a colectivității în care lucrează, hărnicia lor. Ai. Mie mi-inspiră ceva frumos acolo și nu le-am atacat, nu le-am alungat, au dispărut. După o săptămână au dispărut, am deschis dulapul pe unde intrau și mai aveam eu pe acolo diverse cereale și așa. Probabil și-au făcut proviziile și-au plecat. Trage de ei. Dar ideal ar fi să nu intervii cu violența asupra niciunei ființe din creație, chiar și pe îngeri, cât am ajuns să nu-i mai alung, îi mai las pe acolo când îi mai văd că își fac mici căsuțe pe la mine prin casă, dar de obicei le vorbesc și le transmit să nu mă muște, să trăim în armonie cu toții. În general cam pleacă, am văzut că pleacă singur pe îngenii. Dar am putea să lămurim și pisica mea să nu mai mănânce muște și și albinuțe? Totul se poate lămuri, sigur că da. Dacă te uiți la copii, copiii au așa o inocență și așa o credință că absolut, inclusiv jucăriile cu care se joacă sunt pline de viață, sunt însuflețite. Și eu m-am uitat, de exemplu, la cel mic când își aranjează jucăriile și are o calitate anume de a le pune într-o anumită ordine. Deci când el a pus mâna și le-a aranjat, parcă acolo prin viață, în sentiment de multe ori că mă uit la jucării că le las așa cum și le-a lăsat el și parcă vorbesc între ele. Zic, mă, dar eu dacă le-aș pune, nu ar arăta așa, nu mi-ar transmite energia asta. Deci, clar, inclusiv obiectele care par neînsuflețite, ele au o energie a lor. Adică asta a fost demonstrată prin fizica cuantică. Doctorul Bruce Lipton vorbește despre asta, are niște materiale foarte frumoase și interesante și spune că până la descoperirile făcute de fizica cuantică, fizica newtoniană spunea că cel mai mic element este atomul, nu poate fi divizat într-o altă. Da, mai mult. Și după aceea a venit fizica cuantică care a zis, dar și atomul este constituit din proton, electron și neutron și dacă ne ducem și mai în profunzime, de fapt toate în mișcare și e plin de viață acolo. Deci chiar și obiectele solide, masa, canapeaua, totul este însuflețit. Are o și obiectele energie. Au energia lor și atenție, obiectele răspund la energia ta. Odată, electronicele, toate device-urile, laptop, calculator, telefon, ele au un sistem de comunicare între ele și ele răspund la energia omului. Dacă omul, de exemplu, este nervos, furios, anxios, supărat, se blochează telefonul sau se blochează laptopul, nu știu, poate ai pățit-o și tu, sau televizorul nu mai merge, sau ceva se întâmplă, sau pocnește becul. Deci noi suntem în strânsă legătură cu lumea subtilă, lumea fizică și non-fizică și interacționăm în mod constant cu ea și o influențăm și ne influențează. Deci chiar și obiectele astea neînsuflețite, apropo de obiectele pe care le avem, casa, mașina, ele ar trebui binecuvântate, ele sunt daruri, bunuri, pe care Dumnezeu ni le dă, cum ai spus în emisiunea trecută, atât de frumos că noi suntem administratori a ceea ce avem. Deci, atât Dumnezeu îți dă, cu cât ești un administrator mai bun al lucrului respectiv, cu cât nu faci atașament față de obiectul respectiv, adică nu-l dorești să îl posezi numai al tău și atât. Conștientizezi că nu-ți aparține nimic. Conștientizezi că ți este dat în folosință. Cu atât Dumnezeu îți îngăduie să ai mai multe bunuri în administrare. În momentul în care sufletul se lipește de orice bun, se taie accesul la abundență pentru că sufletul riscă să se lipească de bunuri materiale. Și atunci nu ți se mai dă acces la bunuri materiale. Dar în momentul în care te bucuri de toate bunurile pe care ți le dă Dumnezeu, că-s haine, că-s obiecte, bijuterii, mașină, casă, lucruri prin casă, obiecte care îți încântă sufletul, îți înfrumusețează viața, orice da să nu faci atașament de ele. În momentul în care te-ai atașat, ți se usucă florile, îți pierzi bijuteriile, ți se strică ceasul, îți cap telefonul pe jos și s-a făcut praf sau l-a uitat pe nu știu unde, sau se blochează, nu-ți mai funcționează, intri cu mașina nu știu ce stâlp în garden. Deci ăsta e semn că începe crește gradul de atașament. Dar dacă atitudinea interioară este una de recunoștință în fața lui Dumnezeu că ți-a dat aceste bunuri să te folosești de ele, și părerea mea este că cu toții ne naștem și avem și ne putem câștiga acest drept divin la abundență,
Pentru că știu că există niște teorii care spun unii se nasc cu drept divin la bani, alții nu au drept divin la bani. Eu cred că viața aceasta, această existență care ni se dă, poate să schimbe tot cursul existențelor anterioare. Prin, cum? Prin lucru cu sine pe care îl face omul. Adică dacă omul își desăvârșește sufletul în așa măsură încât să aspire continuu către Dumnezeu, să fie în unitate cu Dumnezeu, să fie în acceptare totală și predare de sine totală și în voie totală divină, cu cât omul își dezvoltă aceste trăsături divine ale sufletului, care sunt descrise în cele 9 fericiri lăsate de Iisus Hristos, da, devine sărac cu Duhul, adică cum sărac cu Duhul, adică nu omul trăiește prin minte, ci prin sentiment, prin inimă, e milostiv, e curat cu inima, este dăruitor și așa mai departe. Deci cu cât omul își dezvoltă aceste trăsături divine, cu atât dreptul lui la abundență crește. Chiar dacă poate într-o altă existență a încălcat aceste legi divine și a venit în viața asta fără drept divin la abundență, în viața aceasta se poate schimba totul. Cu cât omul face această lucrare de sine, face această lucrare a sinelui permanent. Da, vorbeam și cu Marius Ghidel și spunea foarte clar și foarte puternic, accentuat în emisiune lucrul acesta, atâta timp cât nu faci golul, nu vine plinul. Deci n-are unde să vină dacă nu faci golul. Deci automat trebuie să golești, trebuie să dai. Să te golești de sine, să te umpli de Dumnezeu. Să te umpli de Dumnezeu, iar vis-a-vis de lucrurile materiale, pentru că până la urmă trebuie să fim corecți. Noi trăim în această lume materială și ne folosim de toate aceste obiecte, chiar dacă avem de foarte multe ori mult mai mult decât avem nevoie. Da. Eu cred că ajungând să conștientizezi și să dăruiești din suflet, așa cum toată lumea spune, peste tot, dacă un lucru nu l-ai purtat 2 ani de zile, dă-l, e clar că nu-l vei mai purta. În primul rând că s-a demodat, în al doilea rând că nu-ți mai vine, în al treilea rând că deja este prăfuit și nu-ți trebuie, dar nu ai nevoie de el. Și atunci dă-l. De ce ne ținem noi de lucruri? De ce suntem noi așa de atașați de lucrurile materiale? De ce nu renunțăm în general, pentru că și eu fac parte din lumea celor care am lucrușoare la care nu vreau să renunț, din diverse motive. Uite, îți dau un exemplu. Am ceva amintire de la Andrei. Multă lume spune să nu păstrezi lucrurile celor plecați, să le dai. E o brățară pe care nu m-am dus să o dau. A purtat-o el și așa mă trec fiori când pun mâna pe ea. Adică am o anumită stare. Pe oamenii își păstrează energia în haine, în pereții casei, în energia omului rămâne și pune amprenta în locul unde merge. Bun, dar de ce nu renunțăm? Din acest motiv că suntem foarte atașați? Nu renunțăm pentru că ne identificăm foarte mult cu partea trupească, cu conținutul nostru, cu forma noastră și mai puțin cu esența. În momentul în care există trei niveluri de atașament, trei niveluri la care se produc atașamentele, primul și cel mai la îndemână a omului, ca să zic așa, la îndemână, adică care se produce în cele mai multe din cazuri, este atașamentul față de trup, față de lumea materială, față de tot ce înseamnă obiecte, lucrurile care ne înconjoară. Aici, în momentul în care crește nivelul de atașament, e clar că începem să pierdem lucrurile față de care am făcut atașamentul. Următorul nivel de atașament este la nivelul, deci odată la nivelul trupului, apoi la nivelul spiritului, adică spiritul este asociat cu conștiința noastră, cu mintea noastră, cu capacitățile noastre, cu aptitudinile noastre, cu principiile, cu ambiția, voința, puterea personală și așa mai departe. Deci sunt oameni care fac atașament de partea, de lucrurile spirituale și nu de alea materiale. Adică fac atașament de moralitate, de etică, de dreptate, de aptitudini, capacități, abilități, inteligență și aici iarăși trebuie să ne detașăm de ele, pentru că atașamentul ce face? Crește nivelul de orgoliu. Da? Și există al treilea nivel de atașamente care se produce la nivelul sufletului. Sufletul are două componente, are componenta divină și componenta umană. Adică sufletul se poate atașa de componenta umană, adică de relații, de părinți, de copii, de parteneri, de ceilalți oameni. Asta este nivelul ultim unde se produce atașamentul. Oamenii care reușesc să scape de atașamentele legate de trup sau de partea materială sunt cei care își depășesc trăsăturile astea de
gelozie, posesivitate, invidie, lăcomie, zgârcenie și așa mai departe. Trec la următorul nivel, cel al spiritului, atașamente de bunuri spirituale, de posesiuni spirituale și apoi ajung la atașamentul de parte sufletească umană. Și aici purificările, când există atașamente de parte sufletească, purificările vin prin trădarea celor apropiați. Așa apare infidelitatea, așa apar trădările, așa apar când cineva îți trădează așteptările, îți trădează prietenia, îți trădează încrederea, îți trădează iubirea sau îți trădează, nu știu, dragostea, dăruirea pe care tu ai pus-o acolo, relația cu omul ăla. Și componenta divină a sufletului nostru este cea în care sufletul trebuie să fie lipit de Dumnezeu. Acolo nu există grad de atașament, acolo este sentimentul de unitate și aspirare continuă de Dumnezeu. E dorul ăla de Dumnezeu, e pofta de Dumnezeu, dragul de Dumnezeu, dragostea față de Dumnezeu. Setea de Dumnezeu. Setea de Dumnezeu. Hei, oamenii care ajung și trec peste aceste trei niveluri de atașament, la nivel de trup, la nivel de spirit și la nivel de suflet uman, sunt cei desăvârșiți, sunt căutătorii de Dumnezeu, sunt căutătorii de adevăr, sunt căutătorii de har. Și Părintele Serafim de Sarov, de exemplu, spunea că scopul suprem al omului este căutarea harului lui Dumnezeu, adică a gusta din dulceața aceea, a dragostei divine. Și noi care știm că suntem, avem atâtea vieți în urmă și trăim, suntem, conștientizăm acum lucrul acesta și poate că n-am ajuns să ne fie atât, să trăim această sete, această foame, această dorință de a fi foame Dumnezeu. Foame de Dumnezeu. Foame de Dumnezeu, da? Dacă ne conștientizăm că n-am ajuns la nivelul ăsta, din punctul meu de vedere, când zic, îți dai seama că vei mai veni la o altă viață. Pentru că sufletul trebuie să-și dobândească această abilitate de a păstra, de a funcționa în inerția iubirii. Adică, așa cum noi acționăm din inerție și avem reacții și pe pilot automat, nici nu gândim, scoate, iese furia, iese mânia, iese nerăbdarea, iese iritarea, iese gelozia, iese invidia, iese pofta trupească. Da, e o inerție, adică noi facem într-un mod inert chestia asta. Dar noi trebuie să ajungem tocmai la capătul celălalt, să funcționăm dintr-o inerție a iubirii. Adică atunci când cineva ne face ceva, în loc să iasă mânia, să iasă acceptarea, să iasă răbdarea, să iasă împăcarea, să iasă, compasiunea, empatia, dragul iertarea. De celălalt, iertarea, dar instantaneu să se întâmple. Da, nu știu, să face cineva ceva, te trădează cineva, în secunda aia tu l-ai și iertat. Dar numai omul care se identifică pe sine cu partea lui sufletească divină poate să ierte instantaneu. Pentru a pune exact punctul pe ei. În genere, oamenii care ajung să facă lucrul ăsta sunt pusnicii. Pentru că ei cei au renunțat la tot material și se duc undeva într-un loc unde nu mai au relații cu lumea, nu neapărat cu ispitele. Pentru acolo că e un alt nivel, exact. Deci oamenii aceia sunt într-adevăr căutători de, hai să-i spun, diamantul lui Dumnezeu. Ajung să fie șlefuiți ca un diamant perfect de Dumnezeu. Ei se nasc cu setea asta de Dumnezeu pentru că au câștigat-o în alte vieți. Ei știu că deja posesiuni materiale, abundența asta a vieții materiale nu aduce nicio satisfacție. Și părerea mea este că totuși poți să trăiești în această lume având și bucurându-te de toate aceste bunuri materiale, dar păstrând continuu dorul de Dumnezeu, dorul ăla de casă, setea aia după el. Și în momentul în care îți păstrezi dorul și ai dorul ăsta, chemarea asta în tine, Dumnezeu te răsplătește cu toate, și cu relații, și cu posesiuni de-astea materiale, cu toate bunurile posibile. El ți le dă pe toate. De ce? Pentru că sufletul tău deja nu se mai lipește de ele. Și atunci, fiind un bun administrator al acestor lucruri, având în sine conștiința și conștiința că ești mai mult decât
acest trup pe care l-ai, cât poți să mănânci, în câte paturi poți să dormi, că la un moment dat n-ai ce să mai mult decât, nu-ți mai trebuie. Ai mai mult, întotdeauna mai mult decât îți trebuie. Nu-ți mai trebuie și nu mai cauți, nici hainele de firmă nu-ți mai aduc, da, să o unealtă, o haină ca orice altă haină, dar poți să o dai oricând jos de pe tine, să pui o bluză de 5 lei și să te simți la fel de bine, ca și într-o haină de... Că până la urmă facem stocul în dulapuri, revin la lucrul ăsta, acum mi-a venit și spunea cineva, e foarte simpatic și a spus, Doamne, un director de firmă zice, tu tot îmi cumpăr și aia, și aia, și aia, și aia, și pun și am acolo și dacă stau și mă gândesc, tot într-un pantalon, într-o pereche de bluc mă îmbrac, într-o cămașă care mi-e aia și cu un pulover care mi-e comod și mă simt bine în el și cu o pereche de Adidas care mi-e la îndemână. Ce, și alte le țin acolo și le cumpăr și le dau de pomană că totul caz ca noi cum le-am luat. Apropo de asta, e foarte bine să-ți dai din lucruri. Este un obicei pe care eu, de exemplu, am început să-l am de câțiva ani. L-am citit într-o carte și eu cam experimentez tot ce citesc ca să văd dacă funcționează. Și, într-adevăr, funcționează. În momentul în care mi-am dat toate hainele, dar nu le-am dat în momentul în care am avut bani să-mi cumpăr altele. Le-am dat înainte să am bani ăștia să-mi cumpăr altele. Pur și simplu le-am dat din două motive. Unul, că nu mă mai regăseam, pentru că eu purtam energia mea din trecut și nu mai corespundea cu noua mea energie. Asta e motivul pentru care doamnele de multe ori se uită în dulap și... deși e dulapul plin cu haine, nu știu cu ce să se îmbrace. Exact. Și zic, iubitule, nu mai am haine. Și el se uită, pe cum nu ai, că e dulapul plin, cum adică? Păi nu, că nu mai am, că trebuie să-mi cumpăr haine noi. Tocmai pentru că nu mai poți să păstrezi energia ta veche. Nu mai rezonezi. Nu mai rezonezi. Haina poartă energia ta. Și dacă observi, de exemplu, dacă pui pe tine o haină a unui om care, pe care îl apreciezi sau îl admiri, parcă ți-e drag așa când pui haina pe tine, parcă te încarci cu toată energia. Și da, se lipește. Parcă nici nu vrei să mai dai. În schimb, dacă e haina unui om care nu are o energie foarte bună, parcă te arde așa, eu am pățit-o. Deci nu puteam spun pe mine unei persoane care nu avea o energie bună. Deci iată că toate lucrurile și toate obiectele noastre personale vorbesc despre asta. Iartă-mă, mi-aduc aminte că discutam cu cineva de la Turturești, tu știi că am acolo niște oameni de suflet de care mă ocup atât cât îmi permite timpul și puterea, și spunea doamna Mihaela de la Turturești, vin oameni cu lucruri și le aducă lucruri, nu sub formă, niciodată n-a spus formă de reproș, dar zice că întotdeauna vine după anotimp, după ce vine cu lucrurile de vară în toamnă, dar n-ar veni nimeni cu lucruri de iarnă, toamna, ca să poată fi purtate, știi? Și atunci îți dai seama că omul... Le-a dat că nu-i mai trebuie. Exact, că nu-i mai trebuie, nu că ar vrea să facă un bine. Aici este acel a produce golul pentru a veni și a se umple înapoi cu ceva. Da. E foarte important de știut lucrul acesta. Când dai ceva, nu dai că nu mai ai nevoie de el, dă-l și pe ăla. Dă ceva care omul respectiv să-l folosească acum când ai, când îl dai. Da. Foarte important. Da, și să-i producă bucurie și să fie categoric ceva ce știi că îi produce bucurie. Nu, uite, ia și tu ceva ce mie nu mai îmi trebuie sau... Da. Asta e, ți-am spus, e un lucru care mi-a rămas așa întipărit când a spus, vin oameni cu lucrurile când deja s-a terminat sezonul și îți dă pentru sezonul de vară ce îți dă toamnă. De obicei când faci această ordine în viață, că a venit acum subiectul ăsta, avem în obicei să ne mai facem ordine prin dulapuri, prin casă, să facem curățenie, că nu putem să stăm cu praful, cu mizeria, cu dezordine. Evident, și schimbi hainele din vară în toamnă și din toamnă în iarnă, nu? Deci trebuie să schimbi. Absolut. N-ai să porți rochii flu-flu cu cizme. Ei, mai poți, depinde cum le asortezi. Bun! Dar eu voiam să fac o paralelă între această curățenie și ordine pe care o facem la nivel fizic și pe care ar trebui să o facem în mod constant și la nivel sufletesc. Adică ar trebui să facem ordine în gândurile noastre, să trăim în această stare de conștiință în care să ne conștientizăm gândurile pe care le avem pe parcursul unei zile sau pe parcursul, nu știu, unei perioade. Să ne observăm, să ne auto-observăm, să sesizăm cam... Care sunt gândurile noastre constante? Care sunt emoțiile noastre constante? Care e emoția primară pe care o avem? Care e sentimentul nostru pe care îl avem în mod constant?
Atenție, există o deosebire între emoții care sunt ale trupului și care țin și de senzații și care dau, care schimbă biochimia organismului, și sentimente care sunt ale sufletului, ale inimii. Sunt acele trăiri care sunt mai presus de emoții. Emoțiile sunt mai mult legate de partea umană, pe când sentimentele sunt mai mult legate de partea divină. Dumnezeu, în momentul în care îți vorbește în suflet, îți vorbește printr-un sentiment. Apropo de asta, mi-a venit mai devreme la începutul emisiunii în minte o imagine și probabil a fost trimisă ca să o povestesc. Ultimul seminar pe care l-am avut la Constanța în septembrie, mă rog, era deja finalul sezonului, nu mai era lume pe plajă, dar totuși cu prietena mea am fost pe plajă și ne-am bucurat așa de briza mării, de aerul mării, de sunetul mării. Și într-una din zile am intrat cu picioarele, m-am plimbat un pic pe la malul mării, am intrat cu picioarele în apă și erau liniște de plină și liniște în sufletul meu și totuși nu simțeam nimic. Și m-am trezit spunând, Doamne, dar de ce taci? Că e așa de apăsătoare tăcerea lui Dumnezeu, parcă când nu-ți mai vorbește în suflet, când nu-ți mai cântă sufletul. Și tot întrebam, Doamne, dar de ce taci? Și mă gândeam, dar oare ce am făcut, ce am spus? Poate mi-a crescut orgoliu, poate ceva ce am făcut și nu trebuia, poate ceva ce am gândit și nu trebuia, poate ceva ce am simțit și n-a fost sentimentul, din sentimentul de iubire. Și m-am tot întrebat, dar de ce oare tace Dumnezeu, că e așa de apăsătoare tăcerea asta? Și m-a lăsat o zi, m-a lăsat două zile și a doua zi, chiar înainte să plecăm din Constanța ca să venim spre Iași, că aveam seminarul la Iași, m-am uitat așa în jurul meu și m-am uitat la cer și m-am uitat la vânt și m-am uitat la pescăruși și am auzit glasul pescărușilor și sunetul mării și am auzit așa în suflet, dar oare nu-ți vorbesc eu prin toate acestea? Ce frumos! Deci uneori Dumnezeu, apropo că am vorbit de anotimpuri mai devreme, uneori Dumnezeu îți vorbește prin însăși creația. Da, prin schimbarea anotimpurilor, prin cer, prin soare, prin păsări, prin zborul păsărilor, printr-un fluture care trece prin fața ta, sau printr-un porumbel care zboară sau se așează în fața ta, sau printr-un om care te privește într-un fel, sau prin frumusețea copacilor, sau prin sunete, sau prin mirosuri. Deci îți vorbește prin creație, dar și alte ori îți vorbește prin sentimentul pe care ți-l pune în suflet. Acea stare cu care poate te trezești, dar pentru care n-ai făcut nimic, n-ai făcut ceva ca să te simți împlinit, n-ai făcut ceva ca să te simți iubit, dar ți-a pus Dumnezeu sentimentul ăla în inimă. Uneori noi muncim ca să putem să obținem acel sentiment. Adică întreprindem niște eforturi, facem niște lucruri ca să putem să avem acea trăire interioară. Dar alteori Dumnezeu îți răsplătește munca asta pe care o faci cu sine, dăruindu-ți acel sentiment și nefiind legat de o anumită persoană care ți-a spus ceva sau de un anumit lucru care s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat în viața ta. Ți-l dăruiește în inimă pur și simplu. Și eu zic că iarăși starea de conștiință și de autoobservare ne ajută să nu ratăm darurile astea ale lui Dumnezeu. Că poate uneori noi auzim glasul când ne șoptește în inimă, dar măcar să urmărim sentimentele, măcar atâta să facem. Dacă nu putem să facem mai mult decât atât, dar măcar atâta să nu ratăm aceste momente de întâlnire cu Dumnezeu. Pentru că cu cât avem sau cu cât reușim să conștientizăm aceste momente de întâlnire cu Dumnezeu, ele ne hrănesc sufletul. Sufletul nostru se deschide și în momentul ăla, prin suflet, primim energie divină. Energie divină care este vitală vieții noastre și activității noastre pe pământ. Fără energie divină, în primul rând, trupul se îmbolnăvește și se ofilește și moare, îmbătrânește înainte de vreme. Fără energie divină nu ne putem îndeplini proiectele, nu putem să manifestăm în planul fizic ce ne dorim să manifestăm, nu ne putem îndeplini misiunea sau chemarea interioară, nu ne putem împlini în relații, pentru că neavând această iubire divină care să curgă prin câmpurile noastre, nici nu putem să atragem în viața noastră și să menținem relații armonioase cu cei din jur. Deci atât cât este de necesară, este vitală. Și sufletul se deschide doar în momentele de deconectare cu Dumnezeu. Dacă suntem atenți, El ne vorbește continuu.
tot ceea ce suntem și tot ceea ce ne înconjoară este energie. Lucruri de care am vorbit un pic mai devreme. Totul este energie. Supa de fericire, cum numește Marius. Suntem creați de Dumnezeu, suntem scântei, noi oamenii suntem scântei divine, dar tot energie. Asta înseamnă, de fapt, în momentul în care tu spuneai că erai pe malul mării, mă și vedeam acolo și vedeam și valurile și vedeam și pescărușii și auzeam și vântul cum simțeam cum trece pe briza mării. Eram acolo prezentă, de-aia nici nu te-am deranjat, te-am lăsat, s-am pentru că eu deja... S-am transmis la nivel mental, deci, imagine, exact, eram la... acolo. Și îmi spuneam în mintea mea, în momentul în care tu vorbeai, zi, Doamne, cât e de frumos, cât e de frumoasă creația lui Dumnezeu și cât este de minunată Mama Pământ. Noi ignorăm ceea ce ne dă Tatăl și ignorăm ceea ce ne dă Mama. Suntem atât de nepăsători și uneori chiar nesimțiți, da. Și o spun cu de-a dreptul, așa. Cu, da, de-a dreptul și cu asumare, pentru că atâta timp cât noi distrugem ceea ce Dumnezeu ne-a dat ca să trăim bine și frumos, ne-a creat această planetă, Mama Pământ, care ne ține, efectiv ne ține, și ea este însă și o energie. Nu e normal. Ființă în sine. Exact, nu e normal ca noi, la rândul nostru, să avem grijă de ceea ce ne dă ca să trăim. Dar nu e problemă, pentru că există acest sistem de autoreglare a câmpurilor și ele se reglează instantaneu. Se reglează, dar omul cu ce? Omul care cade din legea divină și care începe și distruge întregul, pentru că noi la nivel de întreg suntem, ca umanitate, suntem ca celulele din organism. În momentul în care celula canceroasă începe și lucrează pentru sine și atacă întregul, destinul este unul sigur, moartea, dispariția omului. La nivel macro, același lucru se întâmplă și la nivel universal. Pământul își autoreglează structurile și în momentul în care într-o anumită zonă a pământului se acumulează programe de agresivitate, acolo se întâmplă cataclisme, cutremure, inundații, ploi, uragane. Exact. Deci reacția este planetei. Este o reacție, nu suntem lăsați aici de capul nostru. Reacția Mamei Pământ. Da, Georgiana, dar vezi tu că acolo unde se produc aceste lucruri nu sunt numai oameni răi. Oameni răi. Deci nu sunt doar cei destructivi, sunt și oamenii buni, oameni care au grijă, care prețuiesc, și noi suferim la oaltă. Mă uit acum și văd o mașină plină cu copaci tăiați, cu o remorcă plină cu copaci tăiați. Noi distrugem. Noi nu construim, distrugem. Și atunci, în momentul în care tu vrei să-ți vorbească Dumnezeu și Dumnezeu nu-ți vorbește, nu te gândești oare de ce, nu vorbesc de tine, vorbesc în general, când nu mai simți, când nu mai ai mesajul de la Dumnezeu, când nu mai ai acea simțire, acea, nu știu cum să spun, acea trăire pe care Dumnezeu ți-o dă în momentele numai de El știute că le meriți. Nu gândești că ești vinovat de ceva și că ai greșit și că trebuie să repari și că trebuie să recapitulezi și să-ți vezi problema cu care tu trebuie să te schimbi. Mai avem timp. Mai avem 7 minute. 7 minute. Și acest lucru am vrut să-l discutăm și să-l pun, pentru că noi otrăvim planeta asta. Unii. Nu, o trăvim cu toții. O trăvim cu toții. Prin ceea ce cu ce speli vasele, prin detergenți, prin ceea ce, nu știu. Există alternative generale. Există, dar cât s-o folosesc? O alternativă o eco lege, față de asta la. O altă lege este legea echilibrului, legea compensației. O să mai vorbim poate în alte emisiune despre legile acestea ale universului. Universul este în permanență într-un echilibru perfect. Ceea ce distrug unii pe o parte, există o contraforță și sunt alții care creează pe altă parte. De acord cu tine, deci, dar ce spui, ce spui de Atlantida? Dacă ne uităm doar într-o parte și nu ne uităm și în cealaltă parte, atunci noi nu avem o viziune corectă asupra lumii. Noi ne uităm doar la distrugere, dar nu uităm și la creație. Georgiana, Atlanții, Atlantida, și nu spun mai mult de atât. Unde și la ce grad ajunseseră ei?
și totuși. S-au bine, autodistrus. Avem și în Biblie avem potopul. Potop. În momentul în care Dumnezeu a spus, s-au înmulțit nedreptățile și oamenii sunt doar trup. Deci oamenii s-au orientat doar către trup, au uitat de suflet. De spirit. Dar apropo de asta, dacă citim în Geneză și dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat, după potopul lui Noe, Dumnezeu a făcut legământ cu omul și cu toată ființa. Așa s-a făcut legământ că, nu mi-aduc aminte exact versetul, dar știu că simbolul legământului lui Dumnezeu față de om a fost curcubeul. Deci atât de fiecare dată când apare curcubeu, se renoiește legământul pe care Dumnezeu l-a făcut omului, că nu va mai distruge. Dar Dumnezeu nu va mai distruge întreaga creație pentru X% oameni care creează distrugere. Deci omul care creează distrugere se autodistruge, el se autoelimină. Așa intervine sistemul de autoreglare a câmpurilor. Omul care încalcă legea divină, omului acesta nu-i mai este permis să acționeze în mod infracțional asupra universului până la finalul vieții. El este oprit imediat, instantaneu. De ce apare cancerul sau de ce apar boli din acestea care se dezvoltă cu o viteză uluitoare? În 2 luni omul s-a dus. Da. De ce? Pentru că încă îi se dă un anumit timp și fiecărui om îi se dă posibilitatea de a se mântui în viața aceasta. Că îți vine o informație, că îți vine o conștientizare, că uite apar tot mai multe emisiuni care vorbesc despre asta. Deci o mare posibilitate de a se căi și de a se mântui înainte să se întâmple eliminarea lui totală. Dar oamenii ar trebui să fie conștienți că, știi cum e, Lazarev are o metaforă foarte bună, a cunoaște legile universului. Suntem datori să cunoaștem legile universului. E ca și cum ai vrea să circul cu mașina pe stradă necunoscând regulile de circulație. Pe automat că intri într-o altă mașină sau în stradă, să-i spui și ție viața în pericol și a celorlalți, dar în primul rând ție. Deci este datoria noastră ca cetățenii ai universului să cunoaștem legile universale, să cunoaștem că există niște legi divine și că încălcarea acestor legi aduce consecințe în viețile noastre, pe care le vedem în relații, în sănătate, în tot felul de probleme cu care ne confruntăm. Și eu spun că lumea merge spre mai bine, pentru că dacă te uiți totuși, a crescut numărul de organizații, de ecologiști, de apare partea asta de bio, de eco, de vegan, ro-vegan, tot mai mult oamenii se îndreaptă către această evoluție. Cred că ne apropiem de final. Bine ar fi să și băgăm în seamă și să băgăm la cap și să băgăm și în gură tot ce este vegan și mai puțin nociv. Sau nociv, da, și să, ce este mai curat și mai bio, bine ar fi, atunci toate sunt dacă legate. Mai inserez o idee, toată această pervertire a hranei îl va forța pe om să se hrănească cu ce? Cu cuvântul lui Dumnezeu sau poate cu lumină? Există deja foarte mulți oameni la nivel planetar care nu mai mănâncă și cu care prană. Nu se mai hrănesc decât cu prană, da, cu energie divină. Și vom fi capabili să ajungem la acel nivel. Viața în sine ne va duce, evoluția planetei ne va duce la acel nivel în care corpul nostru nu o să-și mai ia hrana din animale sau nici măcar din plante și își va lua hrana direct de la sursa primară. Ei, acolo e o altă vibrație. Un alt grad al evoluției. E o altă vibrație și pe care vom fi cu toții dacă vom ajunge până atunci și noi și pământul întreg. Stimați telespectatori, mulțumim Georgianei că iarăși ne-a adus o sumedenie de informații frumoase și am vorbit iarăși multe, multe lucruri spre bucuria dumneavoastră, pentru că ne puneți întrebări multe și noi nu avem timp ca să vă răspundem așa punctual la fiecare, dar spunem că am reușit cât de cât să cuprindem și să vă dăm răspuns la întrebările pe care dumneavoastră mi le-a spus. Și dacă mai aveți întrebări, vă rog să le mai puneți în continuare. Noi, în măsura în care putem, vă răspundem. Georgiana, mulțumesc tare mult! Iertați-ne, vă iertăm, vă iubim și vă mulțumim pentru toate, pentru că existați, că sunteți alături de noi, pentru mulțumirea lui Dumnezeu că ne dă ocazia să fim alături de dumneavoastră, să vă spunem, să vă împărtășim ideile, să vină acești oameni minunați aici. Mulțumim cu recunoștință și vă dorim din tot sufletul să aveți iubire, dar iubire adevărată, iubirea aceea divină, iubirea aceea unică pe care doar Dumnezeu o știe și El este însuși iubirea. Weekend minunat, cu tot ce e mai frumos pe pământ, sănătate și iubire. La revedere! La revedere!